Salut, noi și mi-am la un nou episod de Clash Royale. Pe Manele, un nou sezon, un nou Battle Pass pe care bineînțeles că o să-l cumpăr pentru că vreau să maxez deck-ul. Sper să fie din nou coinuri din alea, nu știu, a zis că nu o să fie mereu coinurile, nu mai știu cum zice, cartea cărților, coinurilor, nu o să fie mereu în Battle Pass-uri, deci sper să fie și de data asta ca să mai maxez încă o carte. Dacă vă place seria, nu uitați să apăsați și pe butonul like-ul. Foarte important să vă abonați și legendarul să deja, să dați un follow pe Instagram și mai important, să folosiți codul CATAXPK pe PC Garage. Dacă vreți jocuri ieftine, le găsiți pe G2A. Haideți să facem la episodul ăsta 464 de milioane de like-uri, să fim super mega forță. Am mai făcut chestia asta de 4400 de ani. Let's go? Let's go! Bun, hai să vedem despre ce este vorba în noul Battle Pass. Asta a fost sezonul meu, 5535. Mergem înapoi la 5268. Cred că am uitat, de fapt nu, că asta oricum nu contează. A, bă, da, bă, contau, bă, trebuia să le iau înainte să reseteze sezonul, că eram la 5500 ceva și nu mi-am mai luat reward-urile de acolo, că am uitat. Asta este. Un Mackie mai prost. Bun, ce avem aici? Pass Royale-ul pe care l-am imediat. Și am zis că e în chestiile pe aici și le-a. O să mă uit? A, nu pot să mă uit, să-l văd. În fine, hai că ne uităm după aia, sau pot? A, bă, da, mă, trebuie să pot. Bineînțeles că pe aici nebun. Deci, primim aici, habar n-am, cred că skin-uri sau ceva, dar nu contează. Chest-uri, cartea aia, The Book of Books, instalarea, nu știu ce, bla, deci la orice carte, orice raritate, o băgat-o. Iar Tower Skin. Ar fost fain să te lase să dai click pe ele și să vezi despre ce e vorba la skin-uri și chestii. Nu e ca și cum le furam, chiar dacă suntem în România, adevărat. Ok. Sper că n-am trecut de ceva important, din ăsta legendar nice, iar coin din ăsta. Chestul ăsta. Iar cu legendare și încă o carte din asta. Mi se pare că e identic cu Battle Pass-ul trecut. Gen la chestiile astea cu cărți, of cărți. Adică nu mi se pare că lipsește ceva. Deci o să mai maxez încă minim două cărți din deck. Ceea ce este foarte, foarte bine. Bun, hai să deschidem pachetul zinii. Hai să vedem, să le luăm și pe astea, da, de fapt. Să le luăm, de unde să le luăm, că trebuie să cumpărăm Battle Pass-ul. Bun, ce trebuie să fac? Hai că luăm chesturile. Să mă uit rapid înainte să deschid chestul ăsta dacă am epice sau ceva chestii în alea. O, 4000 ceva gold. Unde trebuie să mă uit? Aici, aici. Deci am 100 la epice. Hai să dăm. Trebuie să dau atunci un upgrade la ceva. Hai să dăm un upgrade la Baby Dragon, cred. Îi dăm la ăsta, mă. Cât mă costă? 75.000 mea. Ce de bănet! Dar n-am la ce să dau altceva și după aia dăm cărți din nou. Hai că îi dăm upgrade la ăsta. Baby Dragon upgradat. Hai, Gigeli. Solo Văstru. Level 13. 200 din astea pentru următorul. Ca să maxăm Solo Văstru. Oricum o să-l maxez clar. Ce mai ăsta o să-l maxăm cu coinul ăla pe care îl avem. Da, sunt o grămadă de chestii pe care trebuie să le băgăm la creație. Și din ce am citit prin comentarii, cea mai bună idee ar fi să-l ducem pe ăsta la un level mai mare decât să maxăm goblinozauri. Așa că o să ne băgăm la creație cu nenia. Fătărăul cu înghețat. Bun. Le dăm astea rapid la șeful șefilor, dragonul dragonilor. Solo Văstru Targaryen. Bine. Deja suntem la jumătatea drumului. Și hai să plecăm chestul. Stai, mai aveam ceva oare din astea. Important e pe aici. La legendar, nu mai știu cât îmi dă ăsta la legendar, cred că îmi dă 2, dar nu sunt 100% sigur. Sper că nu dă mai mult de 2, că atunci îmi dă point și să nu mai știu ce îmi dă. Bun, astea nu ne interesează oricum. Rarele pentru purcei. Epicele 15, pe când dă mai multe. Și legendare, 2. Așa țin ticmea la dată cu 1, lol. E bine și 1. Ținem cărțile pentru Electro Wizard. Vreau să-l maxez pe nea Electro Wizard. În episodul următor probabil că-l maxăm pe Axantie să vedem. E bun la creație. Bun, hai să cumpăr Battle Pass-ul și revin. Bun, și Battle Pass-ul a fost cumpărat. Să înceapă blănăria. Claim. Nu, lasă să vă dau cu skin-ul. Nu trebuie să ajung neapărat până acolo. Nu mă las nici acum, băi, ce nebunie. E frumos așa, domnii de la eSports. Știu că e super selu. Bun.
am ceva pe aici. Ăsta cu free elixirul. Ok, ăsta e interesant cu arena challenge, dar o să-mi băgăm la meciurile normale. Să vedem ce face solo vostru, că totuși am dat level up la Water Strike. Bun. Hai să văd ceva la deck. Dar asta o să fie următorul, trebuie să dăm upgrade și la asta, cât mă costă 35.000. Îi dau oare cu upgrade-ul? Hai că dăm acum upgrade-ul și la nenia Electro Wizard. 35.000, let's go. Două cărți. Aproape maxat. Level 12, asta din câte dinastii am să-i dăm. La mătru șef. Ei știa să-i le dau. Use. 9 bucăți? Sigur că da, haide. Bun. Și după aia o să cerem un Electro Wizard cu token legendar și practic este pregătit pentru următorul level. După aia cu o carte din aia, cartea cărților. Oh, pot să văd de aici? Pe unde e ăla? A, uite-mă că pot să-l văd de aici. Am pus deck. L-am pus. Și după aia o să ne apucăm de neafătă rău cu înghețată să-l ducem și pe el la un level cât de cât corect. Mamă, level 13 din prima, băieți. Să nu fie cu Electro Giant, că l-ai jale. Mi se pare chiar mai rău. E mai rău la modul gen pentru mine să mă joc versus Electro Giant decât versus Nenia Golem. Și nu se întâmplă foarte să zic chestia asta. Să-mi fie mai nașpa versus aia scărțare. Ce ai făcut, Gigele, că vine Water Strike înghețat? Ești nebun. Saluti. Încă nu dau seama ce deck are cu mătrușef. Hai bă, și porcul lângă Battle Ram-ul ăla. Oh, shit. Peca maxat. Să înceapă show-ul, băieți. Să înceapă show-ul. De ce pune în spatele ăla? Zice că bagă Battle Ram aici. Battle Ram. Știm care poison, deci trebuie să avem grijă. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit, shit. Double, triple, shit. Cum e trau? Dă cu spatele cum e trau. Bun. Trebuie să țin minte și poazonul pentru graveyard. Hai, Gigele, dă-i rapid, dă-i rapid, dă-i rapid, dă-i rapid, dă-i rapid, dă-i rapid, dă-i, 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 dă-i. Bun. Chiar dacă iau niște damage, bine că n-am luat damage full de la Battle Ram. Ar fi fost liștuți. Trebuie să-i facem un pic cycle-ul diferit. Mare băieți. Let the boys die in the garden of doom, my friends. Haide, dragonașule, solo văstrule, umflei. Umflei pe băieți. Să sară. Prost l-a pus pe electrician. L-am pierdut și eu pe solo vostru, nu pe, dar e bine și pe solo vostru. Dar l-am pierdut și pe accent, e fratele. Nu e bine, frate. Ok, punem așa. Punem așa. Tragem de fraieri, ca să nu intre în range-ul. Deci oricum cred că nu ieși chiar bine. Mă cam sparge poazonul, din păcate. Nu pot să dau poazon acum pentru că el o să dea ciorile. Avem nevoie acolo de tank. Da, e jale ce se împlântă, băieți. E jale 4000. Holy schnitzel. Holy schnitzel. Schnitzelones, my friendos. Trebuie să o dăm din defend și să ajungem să atacăm la un moment dat. Numai la cât e pune mătru șef. E cam greu, băieți. Are poison pe care probabil îl dă defensiv, nu? Ok. Nici mă așteptam să dea poison defensiv. Am avut chef. Dar e jal ce se întâmplă, dar mă bate asta. Am ce să-i fac. O să bage Battle Ram, eu nu mai am cu ce să-i dau counter. Deși... Bă, defensiva e bine, dar ofensiva suntem pe spate. Suntem flexați. Acolo este problema, la ofensivă. Avem cu ce să atacăm. Graveyard-ul eliminat lejer.
restul de atac n-avem, Moș Crăciun și prietenii săi se dădeau cu tricicleta. N-am apucat să-i dau reset la Șobolan. Bă, dar imposibil de bătut, mă. Șorogârles din nou. Înțepenească. Hai, cum e, trebuie să-mi dau și eu niște damage. Să-mi bată pentru că el are poazonul pe care îl dă ofensiv. Dacă nu, cumva facem aici o creație. Și scarme, ok. Nu mă așteptam la asta. Hai, GGLA! 18 secunde. Secundili. Dă-i să sară, dă-i să sară. Hai, mai mult damage de la mine. Mamă, ca la cartiu a fost astăzi nebun. Holy shit, l-am bătut. Oricum îl băteam că nu mai avea gen ce să dea pe tower. Dar holy shit, în ultimele 5 secunde. Ce bătăluiation. Hai că-l punem pe ăsta. Și mergem din nou la scandal. Iar level 13. Nu-i tot ăla, mă, nu cred că e ăla. Nu, că de fapt ăla avea ceva diferit. Parcă. Târziu. Dacă îl puneam un pic mai rapid, nu mai zia niciun pic de damage. Așa, dar destul de mult damage. În cazul în care are ceva ciori, rolesuri, nu știu dacă e cea mai bună idee să fac asta, dar aș vrea să dau niște extra damage în tower. Merge până în tower. Nu merge până în tower, asta este Moș Crăciun. Hai, ac sunt e, o bucată, dar n-apucă. Fătă rău cu înghețată, le umflu un pic. Haide. Mare porc. Mare goblin bărelu. Mamă, cât damage dă goblin bărelu. Holy schnitzel. Hai cu metrașilor. Umflați aici sau aici. Oriunde. Dați-i să sară. Puteam să forțez aici un graveyard, numai nu mai aveam cu ce să fac după aia defend. Puteam să dau un pic de damage extra. Domnul Kitz, ia dă un pic cu spatele, vezi. Merge minutile. Ai, ce bine o da așa aia de acolo până aici damage-ul. Asta s-ar putea să mă bată, care și cycle. Vedem cum o să fie când intru un double elixir, dacă putem face ceva creații. Ma. Să facem creații, am zis. Nu mai avem cu ce să facem creație, nu mai zis. Putem mai în față când dă și în tower. Aolo, cu metrașule ne-am dus, cu metrașule am fost aruncați în aer de fraier. Da, mă bate asta. Nu prea am cum să mai dau comeback. Bă, și cât damage dau, uite, două carduri din astea inutile, aproape. O forțăm că nu mai avem de ales. Are scarmi 100% și ăsta. Ok, n-are scarmi, interesant. Luăm și noi un tower. Dar o să fiu nevoie să fac defend versus șobolan acum. Ai, mă, lasă-mă, mă, cu rachetos din asta. Bă, dă și asta un damage nebunie, uite-te la scroaf. Hai, Giculei, graveyard-ulei, fă ceva. Da, ce să-i fac? Cum ar mira să aibă și o rachetă sau ceva? Domnul Kitz dă cu spatele Kitz-ulei. Bun. Dar n-am elixirul să bag graveyard-ul. Pana aia așa, stăm pe spate și nebun. Până îmi fac eu elixir de cărți, ăsta bagă 6 cărți, nu știu cum reușesc băieții. Uite, el a dat deja cu porc. Și eu ce fac, frate? Eu aștept să pun o carte. Da, m-a bătut.
N-am elixir, frate, el bagă 5 cărți, eu bag una. Nu e cas. Nu înțeleg de ce să așa mult level 13. Ai încă o battaliation. Bun, un level 12. Peaky boy. Văd că merg blană decurile astea cu cycle grămadă. Oare aveam tornat, dar puteam să activez King Tower, nici nu mai știu ce am avut în mână. Mergem de data asta un pic mai ofensiv, să vedem dacă reușim ceva, creație. N-ai poison. Ok. Hai, domnul porc. Am înțeles. Uite, astea sunt chestiile pe care oarecum le urăz la 99% din jocuri. Că n-are cum să fie o coincidență. Am pierdut versus deck cu porc și goblin barrel și după aia coincidența face că mă joc iar versus același deck. Cred că e un pic ciudat. Și asta mă enervează la 99% din jocuri. Că tot timpul cumva fac ei acolo în sistemul lor ceva schemă din asta. Să te enervezi un pic. O, ai pierdut versus deck ăla. Hai să ne jucăm tot versus deck ăla. Și n-are cum să fie o coincidență așa bizar. E nicăieri, toată lumea s-a decis, bă, hai să ne jucăm cu porc. Și tu cu altceva, ești nebun la cap? Te rog, dă-i în ăla. Bun. Ok, n-am nimerit cum am vrut eu. Vreau să pic fix pe șobolani. Nu dea damage în tower. Acum trebuie să o joc super bine defensiv. O singură greșeală, porc plus barel, ne-am dus. Încerc să nu iau damage pe cât posibil. Dăm counter la barel. Dăm cu ăsta, el o să aibă iar ceva zburătoare pentru ăsta. Punem și noi baby dragonescu. Șăful. Păstrăm electro pentru o bolănime. Boing. Domnul Kitz, parchează un pic. Ai un pic de treabă, domnul Kitz. Cam târziu, dar nenea bolică. Cred că a avut un pic de pe dreapta. Era parcat. Aici mi-a stricat un pic cycle-ul. Aici s-ar putea să fi făcut o greșeală mare. O să dea cu porc. Nu mai dă cu porc. Nu mai dă cu porc, ok. Am scăpat. Oricum cred că îl băteam și dacă dea cu porc. Erau deja clare băieții acolo. Bun. Hai să programăm și acest chest. Să fie bine, să nu fie rău. Trebuie să încep să-mi folosesc și cheile. Mi se strâng cheie din alea și n-am ce să fac cu ele. Bun. Și biștari. Let's go. Mergem înapoi la 100.000. Hai să cerem o legendară pe Clanozaur. Raid și o să dăm... Ce să dăm? Deci vrem Electro. O să dăm... Nu prea avem ce să alegem după aici. Hai și scârța rost. Confirm. Cerem și niște epice. Să fie bine să nu fie rău. Și am văzut, da, la Baby Dragonesc. Solo vostru șef. O să dăm din ăsta că e destul de bun și lumea joacă la Goblin Barrel. Dăm și Scarmica, ce ar juca lumea. Dăm și din ăsta și... Dacă nu joacă, hai mă, îl dăm pe ăsta. Confirm și mai cerem încă o dată. Pot să mai cer oare încă o dată? Tot epic. Tot Sandel, de data asta îl dăm pe ăsta. Dăm o peca. Ce mai joacă lumea pe aici? Am mai dăm și Goblin Barrel, oricum nu o să mă joc Goblin Barrel-ul. Și bombardieri. Bun. Hai să mai dăm încă un match. De fapt nu mai dăm niciun match, 21 de minute e prea mult deja. Nu se uită nici pușcăria la atâta episod.
acest joc. Bun. Am ceva de cumpărat pe aici. Nu. Cam asta a fost. Data viitoare cel mai probabil îl maxăm pe Neax Sântie. Avem coinul ăla șmecher. Ne apropiem, după aia ar trebui să luăm mai și asta e Book of Books sau ceva. O să maxăm Electro Wizard-ul. La un moment dat nu o să am nevoie de biștari sau să ajung la coin. La asta trebuie să mai dăm un level up. Cât mă costă? 75.000. Deci cu banii ăștia o să-i dăm level up la 13 și după aia când îi dăm cartea cărților trebuie să ajungem, de fapt, cu coinul. Pot, a, nu, că coinul o să-i dau la accent. După aia o să-i dăm la asta să-l maxăm. O să am 4 cărți maxate în deck. După aia încet, încet mai vinem cu o carte a cărților plus, de fapt, atât. Nu mai îmi dă coin. Un singur coin mai am acolo. O să trească să stăm, să strângem bani până la următorul Battle Pass. Cât ține un Battle Pass pe jocul ăsta? 32 de zile. Multicel. Dar e ok. O să maxăm. O să maxăm deck-ul și după aia vedem dacă ne băgăm la creație cu alte deck-uri. Încă n-am prins niciun... Nici nu știu cum le zice la aia. Bă, ce mă enervează faza asta. N-am prins niciun din ăsta nou. Șobolan din ăștia, eroi. Ce pana asta ăștia. Cum le zice la ăștia? Champion. N-am prins niciunul până acum. Cred că aș vrea să o prind pe asta. Deși și ăsta pare interesant și ar merge oarecum interesant cu graveyard în combinație, cred. Dar nu știu. În fine, cam asta a fost episodul. Ne vedem în vizionare, nu uitați să prind și butonul de cheu. Foarte important să vă abonați și dacă vezi jocuri ieftine, găsiți pe G2A. Și cel mai important lucru pe planetă, să folosiți codul KTXPGG pe PC Garage. Să-ți fain în continuare. Salutare, salutare!